queremos hacer, no vamos a ir, ella va a no poder ir. Queremos hacer, no vamos a ir, ella va a no poder ir. Bine, ca să ne vedem mai bine și n-aș vrea să fiu singur aici sus, aș ruga doamna doctor să vină mai aproape de mine. Cred că sau și prezint doamna doctor Neica Ileana. Invit lângă mine pe părintele Felhat Zoltan. Domnul consilier Benke, împreună cu doamna primar, vă rog să de la Gheorgheaga, doamna Erica. Și, în ultimul rând, pe colega mea, viceprimar, Eleke. Aș vrea să dau cuvântul cât se poate de scurt, să nu am vorbit cu invitații noștri, să ne transmit un mesaj fiecare și va fi și un mesaj foarte scurt al meu la final, după ce fiecare din cei pe care m-am invitat aici o să spună punct de vedere, o părere, ordinea care doriți noastră. Să începem cu biserica. Eu cred că așa e normal. Părintele, cred că și pregătim un pic de... Szeretettel köszöntök minden jelenlévőt, polgármester urat, polgármester asszonyt és a doktor nénit is. Mint a gyülekezet képviselője lelkészen, szeretnék egy pár szót mondani, köszönteni a jelenlévőket, illetve egy gondolatot, egy üzenetet továbbadni. Bibliában találunk egy olyan történetet, amikor a zsidóknak meg kell küzdeniük a filiszteusokkal. Két ízben is zajlik a csata, egyiket elveszítik, a másikat viszont megnyerik a zsidók. Ekkor Sámuel próféta vesz egy követ, és emlékül elhelyezi azt Ebenheizer névvel, ami azt jelenti, hogy emlékezés köve. És azt mondja el, hogy mindeddig megsegített minket az Úr. Ha építünk bárhol, itt is, vagy akár Magyarországon is, mi azt mondjuk, hogy csak azt tudja, aki épít. Nem kicsi dolog az építés. De mi is ugyanakkor elmondjuk azt, hogy mindeddig megsegített az Úr. Abban, hogy megvagyunk, megtartottunk, abban, hogy van kultúrházunk, abban, hogy van orvosi rendelőnk is. Köszönjük ezt a mi Urunknak, Istenünknek, és köszönjük mindazoknak, akik ennek az orvosi rendelőnek az építkezésén fáradoztak. Úgy a polgármester úr, mint különböző tanácsosok, szponzorok, munkások. Tették ezt azért, hogy legyen nekünk is egy modern, mondjam úgy, európai szintű rendelőnk. Hogy ne az utcákon álljunk, ha betegek vagyunk, hanem tudjunk normális körülmények között, de bár ne lennénk betegek, lenni. Stimáts invitáts, stimáte adunáre, domnul primár, domná doktor. Capriotu lokalitőci vistia, qua často okazie deosebite, aș vrea să spun câteva cuvinte la
inaugurarea cabinetului medical din Viștea. Am zis mai înainte, după o bătălie mare ce era între jidani și filisteni, profetul Samuel a luat o piatră, a pus jos ca amintire și a zis Eben Ezer, piatră de ajutor. Și mai departe zicând, până aici Domnul ne-a ajutat. Oriunde și oricând dacă construim ceva, nu este un lucru ușor. Proverbul zice că numai aia știe cine construiește. Mulțumim Domnului Dumnezeu pentru că până aici ne-a ajutat. Mulțumim domnului primar pentru sprijinul acordat și mulțumim tuturor cei care au ajutat să avem și noi un cabinet medical la nivel european. Mulțumesc. Újra szeretettel köszöntök én is mindenkit innen. Azt gondolom, hogy évről évre, amikor jöttünk listára, minden évben történt valamilyen fejlődés. Minden évben szépen gyarapodott a település, tett út. Most látjuk, hogy szép új orvosi rendelő kezdetét veszi az átadása. Én kívánom mindenkinek, hogy egészségesen csak látogatóba jöjjön a doktornőhöz, és bízom benne, hogy szolgálja a vistaiak jólétét ez a szép épület, ami most átadásra kerül. A polgármester úrnak gratulálok a munkájához, sok sikert és jó egészséget kívánok mindannyiójuknak. Köszönöm szépen! Elnézést kérek, nagyon rövid leszek. Én itt lakom a harmadik házban, minden nap láttam, hogy hogy épül ez a ház. Valóban nehéz volt, ez igaz. Én azt kívánom, hogy mindannyiunknak legyen egészsége, bősége, és a doktornőnek minél kevesebb munkája. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen mindegyeknek, hogy eljöttetek erre az alkalomra. Köszönöm a polgármester úrnak, a polgármesterének, köszönöm a polgármesteri hivatalnak, hogy ezt az épületet kialakították. Egészségesek legyetek, ne látogassatok ide, csak most, hogy megnézzétek, milyen szép lesz. Minden jó! Nagyon sor să rămâi ultimul la discurs, după câtea mesaje bune și frumoase. Voi fi foarte scurt și o să vă transmit ceea ce deja dumneavoastră știți. Cu mulți ani în urmă, am promis dumneavoastră, mi-am promis mie și cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit ceea ce se vede în spatele nostru, ridicarea acestei clădiri, care cuprinde, pe lângă ce inaugurăm astăzi, cabinetul medical. Sperăm că anul viitor, în cel mai scurt timp, să putem inaugura și spațiile de birouri din partea stângă, cum stau eu, și partea de sus vor fi camere pentru oaspeți, câteva, cu băi, bucătărie și tot ce e necesar pentru musafirii noștri care ne vizitează localitatea și de ce nu comun. Mulțumesc încă o dată că ați avut răbdare, încredere în mine, în ceea ce v-am promis la un moment dat, că trebuie să promiți și fiecare ne facem planul, dar eu cred că chiar dacă a durat ceva timp, am reușit împreună cu Consiliul Local, primăria, colega mea viceprimar, îi mulțumesc foarte mult și constructorului care n-a fost ușor să lucreze în condițiile în care concomitent se lucra la apă, curent, încălzire, finisaje, tâmplărie, termopan, toate. Deci ca să fie o îmbinare perfectă a fost nevoie de înțelegere în primul rând între dânsii și eu cred că ceea ce am reușit astăzi o să ne placă tuturor
și rămân și eu cu ideea de a veni cât se poate de mult în vizită la doamna doctor. Dar din păcate știm cu toții că viața nu e numai cu bune, ci și cu probleme, cu greutăți și pentru asta s-a construit, s-a ridicat acest corp de clădire dispensar. Eu vă mulțumesc, colegii mei vă așteaptă să intrați înăuntru sau de afară să servim o felie de cozonac, un suc, dar nu înainte de a ne mai delecta cu puțină distracție din partea... Vă așteptăm pe toți. Să vă mulțumim pentru vizionare!